al treilea și al patrulea, în perioada în care persecuțiile asupra creștinilor erau în floare. Acesta a fost servitorul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic, iar după moartea de martir pe care a avut-o Dimitrie, lupa a înmuiat veșmântul stăpânului său în sângele acestuia, un simplu gest care a transformat obiecte obișnuite în relicve divine. Astfel, în ziua de astăzi, la Muzeul Național al Banatului, este expus un inel medieval din acea perioadă. Cu aceste obiecte a săvârșit minuni uimitoare, vindecând boli și aducând speranță. Puterea credinței sale a atras ura păgânilor, însă lup era protejat de divinitate. De asemenea,